În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, preacuvioase Maici, iubiți credincioși. Duminica 14-a după Rusalii, pe care o prăznim astăzi, ne prezintă în Evanghelia ei pilda nunții Fiului de Împărat. Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetele 2 până la 14. În esență, această Evanghelie ne arată că haina de nuntă cerească este lumina sufletului curat. Această Evanghelie ne arată că Dumnezeu cheamă la nunta Fiului Său în Împărăția Cerului pe toți cei care sunt cunoscuți Lui și considerați ca fiind apropiați. De aceea Evanghelia zice, pilda aceasta a spus-o Domnul, Împărăția Cerului s-a asemănat omului împărat care a făcut nuntă Fiului Său și a trimis pe slugile sale ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au voit să vină. Iarăși a trimis alte slugi, zicând, spuneți celor chemați, iată, am pregătit ospățul meu, juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă. Dar ei, fără să țină seama, s-au dus unul la țarina sau altul la negoțătoria lui. Iar ceilalți, punând mâna pe slugile lui, le-au bajocorit și le-au ucis. Auzind împăratul de acestea, s-a umplut de mânie și trimițind oștile sale, au nimicit pe cei ucigași, pe ucigași aceia și cetății lor i-au dat foc. Apoi a zis către slugile sale, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici. Mergeți, deci, la răspântile drumurilor și pe câți veți găsi, chemați la nuntă. Atunci, ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți cât i-au, pe toți cât i-au găsit, și răi și buni, și s-a umplut casa nunții cu oaspeți. Iar împăratul, intrând ca să privească pe acei oaspeți, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haine de nuntă și a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Patru învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. În primul rând, împăratul care face nunte pentru Fiul Său este Dumnezeu Tatăl. În al doilea rând, nunta Fiului este chemarea oamenilor la mântuire în Împărăția Cerurilor. Al treilea adevăr, mireasa este biserica, adică mulțimea oamenilor și popoarelor care răspund chemării lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos și prin botez. Și al patrulea adevăr, chemarea este harul lui Dumnezeu, iar haina de nuntă înseamnă viața curată și faptele bune. Deci, chemarea pe care o adresează Dumnezeu tuturor celor invitați la nunta Fiului Său este lucrarea Harului care s-a dat nouă prin Iisus Hristos. De aceea s-a spus, legea s-a dat prin Moise, iar Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Această invitație la nuntă a fost mai întâi adresată celor mai apropiați dintre prietenii împăratului. Și aici
este vorba de poporul evreu, care prin proroci a fost chemat la credință și prin apostolii care au propovăduit pe Hristos. Dar dacă ei au refuzat, atunci Dumnezeu a întors chemarea sau invitația sa spre toate popoarele, spre cei care nu s-au considerat niciodată a fi popor ales. Aceasta înseamnă cei de la drumuri, la răspântiile drumurilor, adică cei care nu aveau o credință precisă în Dumnezeu, Creatorul cerului și al pământului, ci erau politeiști, se închinau la o mulțime de zei, trăiau într-o confuzie spirituală. Și aceștia care au crezut în Hristos, au răspuns chemării, au devenit creștini prin botez și au primit, deci, harul Sfântului Botez. Aceasta este chemarea pe care harul o lucrează față de toți oamenii. Însă, după ce au intrat tot felul de popoare în biserică, adică la nunta fiului de împărat, atunci împăratul a văzut, a dorit să vadă pe cei care au răspuns chemării și între ei a văzut pe unul pe care îl cunoștea, dar care nu s-a îmbrăcat potrivit prieteniei cu harul, cu haina de nuntă, după cum era regula. De aceea îi spune împăratul: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Cum ai intrat fără haină de nuntă? Ai venit nepregătit pentru o cinste mare. Și el a tăcut înseamnă, în interpretarea Sfinților Părinți, mai ales a Sfântului Ioan Gură de Aur, că a tăcut deoarece nu putea da un răspuns prin care să justifice atitudinea. Deci tăcerea lui a însemnat confirmarea faptului că a greșit și de s-a osândit pe sine însuși. Iar textul se încheie zicând: atunci împăratul a zis slujitorilor: legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Sfântul Grigore de Nisa spune că toți sunt chemați la mântuire, dar aleși devin cei care au răspuns chemării, s-au pregătit pentru a participa la nunta duhovnicească, cerească, a împărăției cerilor. Și prin aceasta vedem că această parabolă, această pildă, face referire atât la istoria mântuirii, cât și la Sfânta Euharistie. Acești slujitori ai împăratului, care sau oștile împăratului, care au mers să pedepsească pe cei care au ucis pe trimișii împăratului, sunt deja
o profeție pe care Mântuitorul o face, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la împărații Vespasian și Titus ai Romei. Vespasian a domnit între anii 69-79, iar fiul său Tit a fost coregent, care a fost împreună împărat sau Cezar. Și împreună, deci, au dărâmat Ierusalimul și templul din Ierusalim a fost incendiat în timpul împăraților Vespasian și Titus. Deci, de aceea spune că acești ucigași ai celor trimiși de împărat ca să invite la nunta fiului său au fost pedepsiți, iar cetății lor i-au dat foc, oștile împăratului. Deci vedem aici cum tainic Dumnezeu lucrează pentru a restabili dreptatea și adevărul. Dar această parabolă ne arată în același timp că dacă Dumnezeu invite la mântuire și oamenii nu răspund, planul său nu va fi zădărnicit, ci îl va chema pe alții la mântuire. Și așa Evanghelia vorbește de a doua chemare sau invitație adresată popoarelor păgâne, popoarelor politeiste, care, răspunzând chemării, au crezut în Hristos și s-au botezat. Iar acest prieten care vine la nuntă fără să aibă haine de nuntă, probabil este o referire tainică la Iuda Iscarioteanul, care era cunoscut. De aceea Iisus i-a zis: de ce ai venit, prietene? Atunci când el a venit să-l prinde pe Iisus împreună cu ostași din partea mai marilor cărturarilor și fariseilor. Deci acesta este un prieten trădător, unul viclean, care n-avea sufletul curat. De aceea se spune că n-avea haină de nuntă, n-avea lumină în suflet, ci întuneric, și pedepsit fiind scos în întunericul cel mai din afară, adică în întunericul din afara comuniunii omului cu Dumnezeu, pentru că se spune că atunci când Iuda la cina cea de taină, după ce s-a împărtășit, spune Evanghelia, a ieșit afară și afară era întuneric, era noapte. Deci a plecat de la lumina comuniunii euharistice la întunericul cel din afară, pentru că întuneric era în sufletul lui ca urmare a trădării lui Iisus. Deci aici mai avem o altă interpretare, aceea că pentru Sfânta Taină a Euharistiei trebuie o anumită pregătire. Și pregătirea aceasta care dăruiește prin Harul Dumnezeu haina de nuntă înseamnă pocăință pentru păcate și spovedanie, mărturisirea lor și primirea iertării ca pregătire pentru participarea la nunta fiului de împărat. De aceea, în această privință, viața curată și lumina faptelor bune
fac ca omul care a fost chemat prin harul lui Dumnezeu la mântuire să se poată pregăti spre a participa la comuniunea cerească cu Dumnezeu la nunta Fiului de Împărat. Deci această Evanghelie este Evanghelie care pe de o parte arată că Dumnezeu cheamă la mântuire pe toți oamenii. Mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Adică mulți sunt chemați, dar puțini răspund chemării în mod adecvat, adică cu pregătire. Deci, din punctul acesta de vedere, haina de nuntă, deci, este lumina vieții curate și a faptelor bune care luminează sufletul. În haina luminoasă primită la botez este harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh, pentru că botezul este săvârșit în numele și în prezența Sfințitoare a Preasfintei Treimi. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune că în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Adică v-ați îmbrăcat în harul adus de Hristos, în care se manifestă iubirea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea sau comuniunea Duhului Sfânt. În experiența Sfinților, lumina sufletului, credincios, smerit și rugător, este lumina care devine veșmânt luminos al persoanei. De aceea, Sfinții cei mai rugători, sau mulți rugători, Sfinții cuvioși, isihaști, s-au învrednicit ca și Sfinții Apostoli să preguste atât cât li se putea slava Împărăției Cerurilor, lumina neînserată din Împărăția Cerurilor, încă din lumea aceasta. Și așa avem pe Sfântul Simeon Nou Teolog în secolul al XI-lea, Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din Carpați în secolul al XVII-lea, Sfântul Serafim de Sarov în secolul al XIX-lea și alții. Deci încă din lumea aceasta au primit sau văzut duhovnicește lumina cea neînserată a Împărăției Cerurilor. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă zicând: îmbrăcați-vă dar ca aleși al lui Dumnezeu, sfinții prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Spune în Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Acestea sunt roade ale lucrării Harului Sfântului Duh în om. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să răspundem chemării Harului lui Hristos la mântuire, să ne pregătim pentru a curăți sufletul de păcate prin pocăință și să ne umplem sufletul de lumină prin rugăciune și prin fapte bune. Spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.